Această parte începe prin a arăta un bărbat pe nume Kim Dok-pal, care exersează rezolvarea problemelor de matematică deoarece urmează să susțină examenul de admitere. Dok-pal pare să se lupte cu problemele de matematică deoarece nu a fost niciodată la școală. Domnul Shin, profesor de matematică, pare iritat deoarece Dok-pal nu poate rezolva problemele de matematică care sunt de fapt destul de ușoare pentru elevii de gimnaziu. Domnul Shin îl ceartă pentru că crede că Dok-pal nu este serios în a învăța matematică și în a susține examenul. Totuși, când domnul Shin este pe punctul de a pleca, descoperă că Dok-pal este de fapt un gangster de rang înalt în banda Chil-Sung, o bandă criminală respectată în oraș. Domnul Shin devine imediat speriat și regretă că l-a subestimat. Din fericire, Dok-pal nu se supără deloc și le ordonă subordonaților să-l escorteze pe domnul Shin acasă, în timp ce l-are de gând să dea o lecție unui bărbat pe nume Kwang-su, care a cauzat probleme pentru banda sa cu ceva timp în urmă. În acel moment, Dok-pal îl lovețește pe Kwang-su pentru că a cauzat probleme care i-au lăsat prea puțin timp pentru a studia matematica, deși urmea să susțină examenul de admitere. Totuși, Kwang-su profită de ocazie pentru a-l captura pe domnul Shin, care este pe punctul de a pleca, și le ia o statică amenințând că îl va ucide pe domnul Shin dacă nu îl lasă să plece. Văzând asta, Dok-pal spune că domnul Shin nu face parte din banda criminală și că Kwang-su ar trebui să-l respecte deoarece domnul Shin este profesor. Kwang-su eliberează apoi pe domnul Shin și se pregătește să-l atace pe Dok-pal, dar acesta apucă rapid lama unui cuțit, făcându-l pe domnul Shin, care vede scena, să se șocheze imediat și să leșine. Între timp, Dok-pal, care este un luptător grozav, lovește gâtul lui Kwang-su până când acesta se prăbușește inconștient. La ceva timp după aceea, după ce îl duc pe domnul Shin la spital, Dok-pal și subordonații săi merg să-l întâlnească pe liderul bandei, domnul Seo, pentru a discuta despre trădarea lui Kwang-su, care a cauzat probleme pentru banda lor. Cu toate acestea, domnul Seo nu pare să îngrijoreze prea mult de problemă, deoarece în schimb întreabă despre progresul lui Dok-pal în studiul matematicii. Dok-pal îi spune apoi șefului său că ar putea susține examenul anul viitor, deoarece anul acesta notele sale nu sunt prea bune. După aceea, Dok-pal îi spune celor doi subordonați ai săi să meargă acasă în timp ce îl intenționează să facă o plimbare. În timpul plimbării, Dok-pal își amintește cuvintele domnului Seo, care i-a spus să-și abandoneze visul de a merge la facultate, deoarece domnul Seo dorește ca el să devină următorul lider al bandei Chil-Sung. Dok-pal se simțea nesigur în privința vieții sale. A ales să tragă pe dreapta și să iasă din mașină. În acel moment, Dok-pal a văzut un elev de liceu care intenționa să facă un gest de neconceput sărind de pe o pasarelă. L-a alergat imediat să oprească tânărul, dar în același timp un camion venea cu viteză spre el. În loc să evite camionul, Dok-pal a rămas pe loc pentru a salva viața tânărului, dar la scurt timp după aceea un alt camion a venit cu viteză din direcția opusă și l-a lovit. În zilele următoare, Dok-pal s-a trezit în spital și s-a uitat șocat în oglindă, deoarece în loc să-și vadă propriul chip, a văzut chipul tânărului care sărise de pe pasarelă. Inițial, Dok-pal a crezut că visează, dar unul dintre subordonații săi pe nume Dong-su a intrat în camera sa și l-a lovit imediat. Dok-pal și-a dat seama că nu visa, mai ales după ce un alt subordonat pe nume Jong-chol i-a spus că șeful lor a murit pentru a-i salva viața. Dong-su și Jong-chol aparent credeau că Dok-pal era tânărul care sărise de pe pasarelă, neștiind că cumva sufletul lui Dok-pal era acum în corpul tânărului. Dong-su l-a tărât apoi pe Dok-pal la propria mormântare, care a fost urmată de domnul Seo și toți membrii bandei Chil-Sung. Dok-pal părea foarte șocat să afle că murise de fapt, dar a refuzat să accepte această realitate și a insistat să le spună că este încă în viață, deși într-un alt corp. Deoarece Dok-pal a cauzat o agitație la propria mormântare, subordonații săi s-au supărat foarte tare și chiar Jong-chol a încercat să-l omoare. Totuși, domnul Seo l-a oprit imediat pe Jong-chol și a ordonat lui Dok-pal să plece, deoarece în viziunea lor, Dok-pal, care stătea înaintea lor, era tânărul de liceu care sărise de pe pasă și care a cauzat moartea lui Dok-pal. Dok-pal a mers apoi la morgă și și-a găsit propriul cadavru, care era rigid și urma să fie incinerat a doua azi dimineață. Hotărât să-și întoarcă sufletul în corpul său original, Dok-pal a întrebat un lucrător de la morgă despre acest lucru, dar acesta a spus că învierea morților era imposibilă. Dok-pal a crezut că ar putea reveni în corpul său original ținându-l de mână sau îmbrățișându-l, dar lucrătorul de la morgă a spus că asta era, de asemenea imposibil, cu excepția cazului în care ar putea să întoarcă timpul înapoi și să revină în trecut. O zi asta, Dok-pal s-a grăbit la pasarela peatonală intenționând să sară pentru a se întoarce în trecut. Cu toate acestea, eforturile sale au fost zadarnice, deoarece când s-a trezit și a dat seama că sufletul său era în corpul tânărului. Văzând asta, Dok-pal s-a ridicat din pat, intenționând să oprească mormântarea sa înainte ca trupul său să fie incinerat. Totuși, asistenta i-a spus că trupul său fusese deja incinerat și îngropat cu 3 zile în urmă. Se pare că membrii bandei Chil-Sung veniseră la spital cu câteva ore înainte de mormântare, dar Dok-pal era încă în comă în acel moment. La scurt timp după aceea, Dok-pal a mers la columbarium și a văzut un mesaj emoționant de la subordonații săi, care simțeau o pierdere profundă în urma morții sale. Dându-și seama că trebuia să-și continue viața în corpul tânărului, Dok-pal a încercat să afle despre identitatea acestuia. Când s-a întors la spital, a aflat în cele din urmă că numele tânărului era Song Yeon, când a văzut eticheta cu nume la capătul patului. Dok-pal se întreba dacă Yeon avea o familie, deoarece nimeni nu-l vizitase pe parcursul și delisare în spital. După mult timp, o femeie pe nume Mi-kyung a venit să-l viziteze pe Yeon, dar Dok-pal a crezut că este mama lui Yeon. Cu toate acestea, Mi-kyung l-a certat sever pe Yeon pentru că i-a cauzat probleme încercând să facă ceva de neimaginat. Mai mult, Mi-kyung a insultat-o pe mama lui Yeon și l-a
acuzat că a conspirat cu mama sa pentru a face acel lucru. După plecarea lui Mik Young, Dokpal a examinat tableta lui Yihun pe care o folosea ca jurnal. Jurnalistul Yihun a scris spre toate experiențele sale de a fi batjocorit de elevii delincvenți de la școală, conduși de un tânăr pe nume Hong Jamin, unde l-au forțat să fure băuturi alcoolice și bijuterii de acasă, deoarece știau că Yihun provine dintr-o familie înstărită. Dacă refuza, nu ezitau să-l bată sever. Din cauza acestei batjocoriri, Yihun a devenit foarte trist și disperat, determinându-l să decidă să facă ceva de neimaginat. Dokpal părea furios aflând acest lucru, dar era și curios de povestea vieții lui Yihun, deoarece era în prezent în corpul său. Pe lângă scrisul despre elevii delincvenți care îl batjocoreau constant, Yihun a mai scris despre dorința sa de a fi prieten cu un tânăr pe nume Choi Sa-kyung. Yihun îl urmărea deseori în secret pe Sa-kyung pentru că erau colegi de clasă, dar Jae-min, care era și el în aceeași clasă, l-a acuzat că este un urmăritor și a răspuns zvonurile despre el, determinând colegii să-l ostracizeze. Din cauza că Jae-min și studenții delincvenți îl torturau și intimidau mental deseori, Yihun a devenit din ce în ce mai disperat și s-a gândit că ar putea prefera să moară sau să dispară pentru totdeauna decât să trăiască o viață de suferință nesfârșită. Deoarece nimeni nu a avut vreodată grijă de el sau nu l-a apărat, nici măcar Sa-kyung, care se întorcea când îl vedea pe Yihun, fiind batjocorit de Jae-min și prietenii săi. După ce a citit jurnalul lui Yihun, Dokpal s-a înfuriat imediat și a înțeles de ce Yihun dorea să facă ceva de neimaginat. Și nu știa unde era sufletul lui Yihun, Dokpal era hotărât să schimbe situația astfel încât Yihun să poată trăi o viață mai bună în viitor. Dokpal a cerut de asemenea permisiunea de a folosi corpul lui Yihun pentru a putea merge la școală, ceea ce era visul său și în schimb a promis să îmbunătățească situația pentru Yihun astfel încât să nu mai fie o victimă a batjocoririi. În zilele următoare, Dokpal s-a întors acasă la Yihun și a fost întâmpinat de doamna Lee, o menajeră care i-a spus că Mik Young era secretara tatălui lui Yihun. În acea casă, Dokpal a văzut-o și pe mama lui Yihun dormind în supragerii după ce a băut toată noaptea. Doamna Lee părea fericită că Yihun a mâncat cu poftă după ce a venit acasă de la spital, deoarece recent nu avea poftă de mâncare. În explicațiile doamnei Lee Hun, Dokpal a aflat că Yihun era un copil nelegitim al președintelui OK Construction. A gangster, Dokpal știa că OK Construction era una dintre cele mai tari companii din țară, ceea ce însemna că tatăl Yihun era foarte bogat. Cu toate acestea, acest lucru nu l-a făcut pe Dokpal să uite scopul său de a-l ajuta pe Yihun. Când Dokpal a mers în camera lui Yihun, chiar avea un șofer personal și un card de credit nelimitat. Dokpal a decis apoi să-și tundă părul și să cumpere o nouă uniformă școlară. După aceea a mers la o librărie unde s-a întâlnit accidental cu Sa-kyung. Cu toate acestea, pentru că Dokpal nu era Yihun, nu l-a recunoscut pe Sa-kyung, spre deosebire de el, care a fost foarte surprins când l-a întâlnit pe Yihun. Știind că prietenul său căuta manuale școlare, Sa-kyung i-a recomandat un manual lui Dokpal despre care credea a fi Yihun. Dokpal părea entuziasmat și a mulțumit lui Sa-kyung pentru recomandare. Dokpal i-a cerut apoi lui Sa-kyung să-i recomande alte manuale, iar Sa-kyung l-a ajutat fericit. Când au părăsit librăria, Sa-kyung s-a oferit să ducă cărțile pentru a ajuta pe Yihun, care încă se chinuia să meargă. Dokpal, care era în corpul Yihun, i-a mulțumit și apoi l-a întrebat pe Sa-kyung cum studiază copiii în ziua de azi, deoarece în realitate avea 40 de ani, deși era în corpul unui licean. Auzi aceasta, Sa-kyung părea puțin surprins de întrebare, dar a răspuns că copiii de azi studiază conștiincios, se concentrează pe manuale școlare. Când Sa-kyung a explicat un proverb vechi dintr-o operă literară, Dokpal părea entuziasmat, a remarcat că trebuie să fie foarte popular printre tinere. Auzi acestea, Sa-kyung a comentat că felul de a vorbi al lui Yihun suna ca al unui bătrân pe care l-a numit puști, deși erau de aceeași vârstă. Când Dokpal a insistat că felul său de a vorbi este cel al copiilor de astăzi, Sa-kyung și-a cerut scuze gândindu-se că Dokpal era într-adevăr Yihun. Dokpal părea să nu știe că era în corpul lui Yihun, pentru că i-a spus lui Sa-kyung că exista o diferență semnificativă de vârstă între ei. Înainte de a pleca, Dokpal a sfătuit pe Sa-kyung să studieze din greu și să asculte sfaturile mamei sale. Mai mult, i-a spus lui Sa-kyung să meargă acasă curând, pentru că se gândea că părinții se ar putea fi îngrijorați de el. În zilele următoare, pe măsură ce corpul lui Yihun s-a recuperat complet, Dokpal a început să facă exerciții intensiv pentru a-și face corpul mai puternic. În plus, a început să studieze conștiincios până când în cel urmă a fost gata să întoarcă la școală. În prima zi de școală, Dokpal i-a spus șoferului personal lui Yihun să-l lase în fața porții școlii, în timp ce Yihun obișnuia să coboare cu câteva străzi înainte de școală pentru că nu vrea să iasă în evidență. Deoarece Dokpal nu purta o insignă pe uniformă, a fost certat de un profesor responsabil cu supravegherea elevilor la poarta școlii. Din fericire, profesorul nu l-a pedepsit pentru că era prima zi de școală și pentru că Dokpal era foarte politicos. Pe de altă parte, Jae-min și prietenii săi care au pedepsit pentru încălcarea regulilor școlare păreau enervați pentru că profesorul a lăudat pe Yihun în fața lor. Dokpal a mers apoi la clasa 3-3, dar nu știa unde să se așeze pentru că nu a avut niciodată ocazie să frecventeze școala până la liceu în tinerețea sa. Așadar, Dokpal a întrebat un grup de fete care stăteau de vorbă, iar ele i-au spus că puteau să stea oriunde, deoarece angajamentul lor de ședere nu fusese încă stabilit. Fetele se întrebau despre Yihun și aveau impresia că fața lui părea familiar.
familiară. La scurt timp după aceea, profesorul dirigent al clasei 3-3 a sosit împreună cu Se-kyung, care a zăvit a fi colegul de clasă al lui Yi-hun. Nu doar Se-kyung, ci și Jae-min și prietenul lui erau în clasă, iar când dirigintele a strigat numele elevilor unul câte unul, au fost foarte surprins să afle că Song Yi-hun, urmăritorul, era în clasa lor. Cu toate acestea, ceea ce a șocat mai mult a fost apariția schimbată a lui Yi-hun, care părea mult mai încrezător decât înainte. Știind că erau în aceeași clasă cu Yi-hun, Jae-min și Se-kyung, doi elevi păreau descurajați și au numit clasa lor o clasă cu probleme. Îndată ce profesorul dirigent a părăsit sala, Jae-min s-a apropiat imediat de Yi-hun, încercând să-l intimideze. Totuși, Jae-min nu știa că sufletul din corpul Yi-hun era de fapt Dok-pal, unul dintre cei mai respectați gangster din gașca Chil-sung. În loc să se simtă intimidat, Dok-pal a ironizat pe Jae-min, spunându-i că probabil îi fusese dor de el în timpul vacanței. Din cauza acestei insulte, Jae-min și prietenii săi l-au dus pe Yi-hun în spatele școlii, intenționând să-l intimideze. Deși Jae-min și prietenii l-au înconjurat, Dok-pal nu era deloc speriat. El i-a spus lui Jae-min că el a fost cel care l-a împins pe podul pentru pietoni. Dok-pal a spus că din cauza tuturor batjocoritorilor, Jae-min l-a împins indirect pe Yi-hun să sară de pe acel pod. Enervat, Jae-min i-a apucat sacoul de școală lui Yi-hun, dar Dok-pal a amenințat imediat. Îngrozitor, Dok-pal a spus să-l atace primii și a reușit să-l sperie pe unul dintre prietenii Jae-min cu o palmă puternică. Cu toate acestea, a calculat greșit când un elev solid îl ataca, deoarece corpul Yi-hun era prea slab pentru a executa o tehnică de aruncare pe spate, permițându-i elevului să-l doboare. Jae-min a crezut inițial că Yi-hun s-a schimbat și a devenit mai puternic, dar prea că doar vorbea prostii, deoarece l-a doborât ușor pe Yi-hun cu un singur picior. Între timp, Dok-pal în corpul Yi-hun s-a simțit enervat, deoarece corpul Yi-hun era mult mai slab decât anticipase. În subconștientul său, Dok-pal a întâlnit pe Yi-hun, care i-a spus să nu facă nimic cu corpul său, deoarece ar muri. În acel moment, Yi-hun părea atât de disperat încât nu mai avea voința de a trăi. Dok-pal s-a așezat apoi lângă Yi-hun și a spus că va încerca să îmbunătățească situația astfel încât să nu mai fie batjocorit și să poată absolvi liceul cu note bune, apoi să-și continue studiile la facultate. Dok-pal chiar i-a spus lui Yi-hun că va deveni prieten și o va proteja pe mama lui, dar Yi-hun se îndoia de acest lucru deoarece credea că viața lui nu se va schimba niciodată oricât de mult ar încerca. Când Dok-pal i-a spus încrezător că va îmbunătăți situația, îl va transforma pe Yi-hun într-un tânăr cool și în figura lui Yi-hun care a dispărut brusc, iar Dok-pal și-a recăpătat în cei din urmă conștiința. Când Dok-pal a deschis ochii, l-a văzut pe Se-kyung stând în fața lui, oferindu-se să-l ajute să se ridice. El a refuzat și intenționa să se întoarcă imediat în clasă. Se-kyung l-a invitat apoi pe Yi-hun la cabinetul școlii pentru a-și trata rănile, dar Dok-pal părea în mare durere în timp ce Se-kyung îi trata rănile în ciuda faptului că se plângea mai devreme de corpul slab al lui Yi-hun. Se-kyung l-a întrebat apoi pe Yi-hun de ce a pretins că nu recunoaște când s-au întâlnit la librărie. Inițial a crezut că Yi-hun era altcineva când s-au întâlnit la librărie. Cu acestea, când Yi-hun a venit la școală, Se-kyung a devenit convins că tânărul pe care l-a întâlnit la librărie era într-adevăr Yi-hun. Se-kyung i-a spus și lui Dok-pal că el și Yi-hun erau cei mai buni prieteni și că niciodată nu l-a văzut pe Yi-hun zâmbind atât de larg când petreceau timp împreună. Auzind aceasta, Dok-pal și-a amintit de jurnalul lui Yi-hun care menționa că dorea să fie prieten cu Se-kyung, dar ciudat, Yi-hun nu a menționat niciodată că a reușit să formeze o prietenie cu Se-kyung, deci un astfel de eveniment important ar fi trebuit să fie scris în jurnal. Dok-pal i-a explicat apoi lui Se-kyung că a avut un accident și a pretins că și-a pierdut memoria. Se-kyung părea supărat aflând aceasta deoarece Yi-hun nu și-a amintea nimic despre el, deși petreceau adesea timp împreună, iar Yi-hun chiar considera părinții lui Se-kyung ca fiind ai săi. Având în vedere cât de apropiat era prietenia lor, auzind aceasta, Dok-pal a devenit confuz și a insistat că nu și-a amintește nimic despre Se-kyung. Dok-pal și-a întins apoi mâna și a spus că ar trebui să mențină prietenia lor. Surprinzător, Se-kyung a respins mâna lui Yi-hun și a dezvăluit că nu fusese niciodată prieten cu Yi-hun. Se-kyung a explicat că Yi-hun a venit odată la casa lui și a amenințat că va dezvălui adevărata lui natură altora dacă nu se supunea ordinelor sale. Cu toate acestea, Se-kyung a refuzat și a spus că știe ce mai bine adevărata natură a lui Yi-hun, deoarece îl urmărea cu un stalker de 2 ani. Dok-pal a afirmat ferm că nu era un stalker, dar Se-kyung a râs ușor la aceasta. A spus că Dok-pal ar putea să-i păcălească pe toți cu corpul Yi-hun, dar el știa că Song Yi-hun, care stătea acum în fața lui, era o persoană complet diferită. Auzind aceasta, Dok-pal și-a dat seama că Se-kyung era un tânăr periculos, deoarece pe lângă faptul că putea citi caracteristicile oamenilor, era și cineva care nu renunța ușor la ceea ce își dorea. Se-kyung a crezut că Dok-pal ar putea fi fratele geamăn al lui Yi-hun sau o rudă care semăna foarte mult cu el. Se-kyung a spus chiar că Dok-pal ar putea fi dublura lui Yi-hun, ceea ce l-a făcut pe Dok-pal să râdă de el. Dok-pal a insistat că era Yi-hun și s-a schimbat pentru că a trecut printr-un eveniment semnificativ, dar Se-kyung a rămas că oamenii nu se schimbă niciodată, indiferent ce s-ar întâmpla. Dorind să încheie conversația, Dok-pal se ridică și spuse lui Se-kyung să studieze pentru a putea merge la facultate și să trăiască bine în viitor. Când Dok-pal se întoarse în clasă, descoperea că Jae-min și prietenul Kyu-li se râde la școală, iar Se-kyung îl informează că locul lui era lângă o fată pe nume Yeon-ji, iar Dok-pal părea impresionat când Yeon-ji și prietenii ei foloseau rechizite pe care le găsea foarte sistematice și inovatoare, așa că a devenit curios și întreabă de unde ar putea cumpăra astfel de rechizite. Aceea explica că Dok-pal putea cumpăra diverse tipuri de rechizite de la un magazin de rechizite. A doua zi, Yeon-ji și prietenii ei erau uimiți pentru că Yi-hun cumpărase o mulțime de rechizite cool și chiar scrisese în agenda lui. În asta, Min-jun, una dintre prietenele lui Yi-jun, îi
despre lui Yi-Hun, care trebuie să decide asupra universității și specializării pe care le va alege înainte de a absolvi, pentru că profesorul lor i-ar certa dacă nu și-ar fi făcut alegerile. Ian și menționează de asemenea că Yi-Hun nu notase timpul în agenda lui, dar Doc Pal nu știa că era timpul. În acel moment, Sae Kyung apăruse și întreabă ce înseamnă timpul său încrezător, că oricine ar fi în corpul lui Yi-Hun nu ar ști răspunsul. Din fericire, una dintre prietenii Min Jin pe nume Ye-Ji spune că timpul AES înseamnă timpul real de studiu, adăugând că Yi-Hun trebuie să știe asta. Min Jin și prietenii îi spuseseră apoi lui Sae Kyung că Yi-Hun i-a tratat la cină și i-a însoțit la magazinul de rechizite în ziua precedentă. Ye-Ji adaugă că Yi-Hun chiar i-a dus acasă în mașina lui de lux pentru că era îngrijorat de siguranța lor dacă ar fi mers acasă târziu cu taxiul. Inițial credeau că Yi-Hun era un tânăr sumbru și timid, dar după ce l-au cunoscut mai bine, l-au găsit matur și foarte cool. Sae-kyung părea surprins auzind asta și se întorsese către Yi-Hun, care acum se simțea mai încrezător pentru că reușise să-și facă prieteni printre colegii de clasă. În timpul orei de educație fizică, Yi-Hun a obținut un scor perfect și părea mai încrezător decât înainte. După aceea, Doc Pal spuse modest că devenise mai încrezător și continua să exerseze datorită îndrumării profesorului și chiar l-a lăudat pe profesor, făcându-l pe Sae-kyung, care era în apropiere, să se simtă dezgustat de comportamentul lui Doc Pal. La scurt timp după aceea, Doc Pal o văzuse pe Mae Kyung venind la școală și mergând spre biroul profesorului. Doc Pal o prinse rapid de braț și o duse în spatele școlii pentru a interoga. Mae Kyung spuse că intenția să-l trimite pe Yi-Hun în străinătate sau la un internat pentru că a provocat probleme încercând să facă ceva de neconceput. Auzind asta, Doc Pal se înfurie pentru că Mae Kyung se amesteca mereu în viața lui Yi-Hun. Iar îi postează furioasă că ea fusese cea care l-a crescut pe Yi-Hun tot acest timp pentru că mama lui era mereu beată. Cu acestea, lui Doc Pal nu-i pas deloc și o amenință că se va dezvălui presei ca fiul nelegitim al președintelui de la OK Construction, dacă Mick Yang nu înceta să se amestece în viața lui. Doc Pal apoi lua ochelarii de soare și sparge, spunând că va ajunge la fel ca cei ochelari de soare dacă va continua să se amestece în viața lui Yi-Hun. Întorcându-se la mașina ei, Mi Yong își varsă furia și cer unui bărbat să se ocupe de problemă. În acea seară, în timp ce Doc Pal era pe cale să se alăture unei sesiuni de studii individual, se uită enervat să descopere că colegul său de bancă era Sae Kyung. În mod neașteptat, Sae Kyung îl învăța o formulă matematică destul de ușor de înțeles, așa că Doc Pal notează soluția în cartea lui. Surprinzător, Sae Kyung apoi ceru numele real al lui Doc Pal, la care acesta răspunse ferm că era Song Yi-Hun. Cu acestea, Sae Kyung era convins că tânărul care stătea lângă el nu era Yi-Hun, pentru că niciodată nu îndrăzise să-l privească deschis. Din fericire, le vine și le informează pe Yi-Hun că trebuie să participe la o sesiune de consiliere în carieră, așa că Doc Pal a părăsit rapid camera. Înainte ca Yi-Hun să plece, Sae Kyung îi spuse că putea să-l întrebe orice dacă întâmpina dificultăți în studiile lor. În timp sesiunii de consiliere în carieră, dirigintele îl îndeamnă pe Yi-Hun să decide asupra universității și specializării pe care dorea să le urmeze, pentru că acestea ar avea un impact semnificativ asupra muncii sale și sentimentului de realizare. Doc Pal în corpul Yi-Hun spuse că se va gândi la asta, deși în realitate nu se simțea încrezător că va obține note bune ca Yi-Hun, pentru că se dovedise a fi un elev destul de deștept. La scurt timp după aceea, Doc Pal trimise un mesaj lui Sae Kyung cerându-i să rezolve o problemă complicată de matematică. Sae Kyung lucrează imediat la problema de matematică și trimise răspunsul prin mesaj text. Sae Kyung părea entuziasmat când Doc Pal răspunse la mesajul lui, dar când se întinse în pațe, Kyung își aminti când Yi-Hun l-amenințase, acel spray instantaneu atât de tare încât începuse să transpire rece. În ziua următoare, Doc Pal a început să antreneze intens corpul Yi-Hun, exersând regulat și practicând boxul. După antrenament, Doc Pal merge la un izvor termal unde confruntă doi membri ai bandei Dosu. Ca gangster, Doc Pal știa că banda Dosu era o bandă nouă, deoarece în oraș existau doar 3 bande mari, inclusiv banda Chil Sung. Cu abilitățile sale de gangster de nivel înalt, Doc Pal a reușit să-i subjuge și le spuse că era a doua cea mai influentă persoană din banda Chil Sung. Când era pe care să meargă acasă, Doc Pal duse cu generozitate niște bani, ceea ce face pe cei doi gangster să-l respecte foarte mult. La scurt timp după aceea, Jong Chol sosise cu Jaime și prietenii care doreau să devină gangsteri. Când Jong Chol le spuse celor doi gangster să-i îndrume pe Jaime și prietenii lui, aceștia îl întreabă pe Jong Chol dacă Doc Pal avea un fiu, pentru că un tânăr care pretindea că este se comportă arogant, ca un gangster de rang înalt. Auzind asta, Jang Chul a râs de ei pentru că era sigur că Doc Pal nu avea copil, deoarece nu se căsătorise niciodată. La scurt timp a sosit Dong Su, care era foarte respectat, deoarece acum era șeful bandei Dosu. În același timp, Jae Min, care a auzit conversația lor, și-a dat seama că vorbeau despre Yi-Hun pentru că a văzut figura lui Yi-Hun îndreptându-se de locul respectiv. Când Doc Pal a ajuns la casa lui Yi-Hun, a fost șocat să-l găsească pe Sae Kyung acolo, care a spus că de acum înainte îl va medita. Auzind asta, Doc Pal s-a întrebat cum de Sae Kyung știa adresa casei lui Yi-Hun și a spus deschis
Office că au obținut adresa din dosarele elevilor din biroul profesorilor. Se pare că Si Kyung și-a folosit statutul de președinte al clasei pentru a accesa dosarele elevilor din biroul profesorilor fără a stârni suspiciuni. În același timp, Dok Pal a avut sub mama lui Yi-un, străduindu-se să meargă sub influența alcoolului. Apoi a spus lui Si Kyung să meargă mai întâi în camera lui, în timp ce o ducea pe mama lui Yi-un în camera ei. După aceea, Si Kyung a folosit această ocazie pentru a căuta în camera lui Yi-un, încercând să găsească ceva. La scurt timp, Dok Pal a apărut brusc și a întrebat dacă Si Kyung îl căuta pe Yi-un în casă. Si Kyung i-a spus că avea ceva ce voia să-i spună vechiului Yi-un, dar Dok Pal a răspuns că îi putea spune lui pentru că el era noul lui Yi-un. Auzind asta, Si Kyung l-a acuzat pe Dok Pal că a furat viața al cuiva și i-a cerut să-i dovedească că era cu adevărat. Si Kyung bănea că Dok Pal ar fi putut ucide pe Yi-un, dar Dok Pal s-a întrebat de ce Si Kyung era atât de obsedat de Yi-un. Părea să știe ceva ce s-a întâmplat între Si Kyung și Yi-un în ziua în care Yi-un a decis să facă ceva de neimaginat. Dok Pal a dezvăluit apoi lui Si Kyung că în acea zi, după ce Yi-un a venit să-l vadă pe Si Kyung, a sărit de pe podul pietonal. Când Dok Pal era pe cale să-i explice mai departe, a auzit brusc țipătul mamei lui Yi-un, așa că s-au grăbit să-i verifice starea. Doamna Li aparent intenționa să o ducă pe mama lui Yi-un, pe nume pe Min Seo, în camera ei, dar i-a refuzat pentru că voia să iasă să bea. Dok Pal a încercat să o calmeze pe Min Seo, dar el a pălmuit și a vărsat toată frustrarea asupra fiului ei. Min Seo aparent suferea de anxietate, ceea ce a dus la dependența ei de alcool și îl învinovățea pe Yi-un pentru asta. Ea obișnuia să fie actriță, dar a trebuit să-și abandoneze visurile de a deveni o actriță de succes pentru că a trebuit să-l nască pe Yi-un, fiul nelegitim al președintelui OK Construction. Deși Min Seo îl învinovățea în continuare pe Yi-un pentru că i-a făcut viața mizerabilă, Dok Pal părea să înțeleagă suferința și a ales să o calmeze îmbrățișând-o fără a spune prea multe. În timp ce Dok Pal se ducea să se schimbe de haine, Si Kyung a luat în secret un fir de păr al lui Min Seo care fusese lăsat pe geaca lui Yi-un. Se pare că plănuia ceva cu părul lui Min Seo. La scurt timp, Dok Pal a dus pe Si Kyung la un magazin de muzică unde i-a întrebat deschis pe Dok Pal de ce nu ignora pur și simplu pe Jaemin și pe mama lui Yi-un, dar ce putea trăi liniștit în corpul lui Yi-un. Auzind asta, Dok Pal a explicat că oamenii răi ar deveni mai puternici, iar lumea ar deveni un loc mai rău dacă ar alege să nu facă nimic. Deși lumea nu s-ar îmbunătăți imediat, el cel puțin a încercat să facă ceva pentru a îmbunătăți situația. Credea că mai devreme sau mai târziu eforturile sale vor da rezultate bune. După ce a părăsit magazinul de muzică, Si Kyung a primit brusc un telefon de la tatăl său întrebându-l despre locul unde se afla. Speriat de tatăl său, Si Kyung i-a mințit spunând că studia la casa unui prieten și a spus tatălui său că va veni acasă în curând. Dok Pal prea să înțeleagă și a spus să meargă acasă imediat. Cu toate acestea, Si Kyung i-a cerut Dok Pal să dezvăluie adevărul despre Yi-un, dar Dok Pal a contraatacat, acuzându-l că a luat în secret un fir de păr și i-a spus să facă tot ce avea nevoie pentru a dovedi că nu era Yi-un. Dok Pal chiar s-a oferit să-i dea toate documentele de care avea nevoie atât timp cât înceta să se mai amestece în viața lui. Dok Pal a adăugat că avea multe persoane de gestionat și nu dorea să-l adauge pe Si Kyung pe lista sa. La scurt timp după aceea, Si Kyung a apărut speriat când a ajuns acasă deoarece ratase ora limită stabilită tatăl său. Tatălui Si Kyung, pe nume domnul Choi, instalase un tracker pe telefonul lui Si Kyung, așa că știa că fiul său mințise. Si Kyung și-a cerut scuze și a mărturisit tatălui său că tocmai fusese la magazinul de muzică cu prietenul său Yi-un. Tatăl său l-a întrebat apoi dacă Yi-un era un elev bun, dar Si Kyung a răspuns că Yi-un era un elev silitor care nu cauza niciodată probleme. În timp ce era în camera lui, Si Kyung a avut un atac de panică ușor în timp ce și-a amintea trauma din copilărie când tatăl său l-intimida mental. În tot acest timp, Si Kyung încerca să facă față traumei studiind din greu, dar eforturile sale nu au putut elimina trauma și în schimb au agravat-o. A doua zi la școală, Dok Pal a fost confruntat de Jaemin și prietenii săi care apoi au arătat o înregistrare video în care îl batjocoreau sever pe Yi-un. Gestionând videoclipul, Dok Pal s-a înfuriat instantaneu, a spart telefonul și a provocat la o luptă în spate școlii. În acel moment, Dok Pal a spus să-l atace primii, iar Jaemin a profitat de ocazie pentru a prinde blazerul Yi-un. În mână și Dok Pal a lovit cu capul pe Jaemin și a reușit să-l dobare pe Jaemin. A repostat apoi lovindu-l pe Yi-un în față, dar atacul nu a avut niciun efect asupra lui Dok Pal, care antrenase corpul Yi-un să fie mai puternic. Jaemin părea confuz pentru că Yi-un a fost rău rănit și chiar a lăudat pentru lovitura bună. Dok Pal a spus apoi că capul lui a fost rănit după ce a căzut de pe podul pietonal, motiv pentru care se schimbase. Dar lui Jaemin nu-i păsa de asta și se pregătea să lanseze un alt atac. Totuși Dok Pal a doborât ușor cu un singur șut, ceea ce i-a făcut pe prietenii lui Jaemin să se enerveze să-l atace simultan. Dok Pal a început să-și arate abilitățile de luptă ca gangster și l-a doborât cu ușurință pe unul dintre prietenii corpulența lui Jaemin cu o tehnică de aruncare pe spate. Văzând asta, Jaemin a rupt un mâner de mop pentru a-l folosi ca armă să-l rănească pe Yi-un. Totuși acest lucru a amintit lui Dok Pal de ultimele sale momente ca gangster și a reușit să-l dobare pe Jaemin fără prea mult efort. După ce a învins pe Jaemin și pe prietenii săi, Jaemin l-a întrebat dacă era gangster. Atunci Dok Pal a dezvăluit cu încredere că era Kim Dok Pal, a doua cea mai influentă persoană din gangul Chilsung. Prima parte a acestui serial se încheie aici. Îți mulțumesc pentru vizionare, nu uita să te abonezi.